Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit din nou la Treburi Politice, o ediție specială în această seară, pentru că am și invitați speciale. Spune. Haideți chiar să vii și prezint. Este vorba de profesorul universitar Alexandru Herlea, fost ministru al integrării și actualmente președinte al Casei Românești din Paris. Bună seara și bine ați venit, domnule profesor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Este o bucurie și nu ascund acest fapt să vă am după o perioadă ce drept, din păcate, mai îndelungată în mijlocul Băcăuanilor, la cea mai bună televiziune din județ. Lângă domnia sa se află un vicepreședinte al PNCCD, domnul Ioan Bălan. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit și dumneavoastră! Ați omis să spuneți că domnul Herlea este și membru al Partidului Național Țărănesc. Iată, mă bucur! Membru de onoare. Și cu greutate, da? Și cu greutate. Corect. Bine născut în PNCCD. Născut. Nu venit. Născut. Condamnat la PNCCD, născut. Să zic așa. Născut în PNCCD. Da. Doamnelor și domnilor, spuneam că domnul Herlea, domnul profesor, a fost ministru al integrării. Cu atât mai important, cred eu, astăzi, când poate am uitat pașii de început, dar cu siguranță ne-am uitat direcția sau ne întrebăm încotro ne mai integrăm, ar fi interesant să avem, fără exagerare, cred eu, o personalitate de talia dumnealui aici, pentru că sunt oameni care chiar cred într-o idee, așa cum și dumneavoastră credeți, care poate și-au jertfit ani și acum se întreabă cu mirare ce s-a ales de toate aceste chestiuni. Bun. Domnule profesor, în primul rând fac o scurtă introducere și vă întreb cu ce ocazie în Bacău. Sunt la Bacău și încă o dată vreau să salut publicul băcăuan și să spun că sunt totdeauna foarte bucuros să mă aflu în orașul dumneavoastră. Sunteți dumneavoastră și până este prietenul meu Ion Bălan, care este una din personalitățile PNCCD-ului și care are o prezență foarte benefică în acest partid. Eu apreciez foarte mult activitatea. Dar eu nu am venit ca PNCCD-ist în Bacău acum, ci ca participant la colocviul, la simpozionul intitulat Cucuteni 5000 Redivivus, științe exacte și mai puțin exacte. Și acest simpozion care se găsește la cea de a șasea ediție, care s-a desfășurat la Iași și la Bacău, a fost inițiat de către profesorul Cantemir de la Universitatea Tehnică din Iași și pus în aplicare cu o susținere esențială a Universității Tehnice din Chișinău și cu participarea altor instituții, printre care menționez Pro-Basarabia și Bucovina, și este o acțiune cu dimensiune culturală, însă evident și cu o puternică conotație politică, pentru că prin afirmarea existenței acestei culturi comune ambelor maluri ale Prutului, de fapt se afirmă apartenența Republicii Moldovei, spațiului cultural românesc și afirmarea acestei prezențe românești globale, incluzând Moldova, în spațiu larg al Uniunii Europene. Aș completa, stimate domnule profesor, spunând că cam atât a rămas din cultura Cucuteni, a rămas cam singura care mai face legătura în mod organizat între cele două maluri ale Prutului, după tentativa aceea romantică a podului de flori, care a fost și acolo, e de discutat, dar poate nu e acum contextul, că a fost și acolo o încercare poate cu alte scopuri de a deturna cu adevărat niște energii atunci foarte puternice. Cred că aveți perfectă dreptate, s-a subliniat de fapt în cursul colocviului, dacă mă aduc bine aminte, chiar domnul profesor Cantemir a făcut-o spunând că podul de flori a fost o altă acțiune diversionistă, securistă. E o idee pe care ne-am lămurit-o deja de ani de zile.
Stimatul meu profesor, însă, cu siguranță, participând la acest simpozion care s-a încheiat la sfârșitul săptămânii precedente, n-ați putut să nu luați pulsul, n-ați putut să nu vă întrebați ce se întâmplă în viața politică, în urbea noastră, dar și pe plan național, ce se întâmplă cu PNTCDU, pentru că dumneavoastră ați fost unul din lideri și probabil veți avea și aveți un cuvânt de spus în acest partid. Din câte am înțeles, eu sunteți acum simplu membru, dumneavoastră, de altfel trebuie să fac o paranteză, dumneavoastră nu sunteți politicianul ăla tip. V-am spus și eu. Eu nu sunt politician. Exact. Eu am făcut politică dintr-o obligație morală față de familia mea, de strămoșii mei, care au suferit din cauza terorii comuniste și din angajamentul pe care l-am avut întotdeauna pentru promovarea și apărarea adevăratelor valori, atât identitare românești, cât și valori în sensul marilor valori universale, și m-am străduit să mă aduc modesta mea contribuție la reintrarea României în normalitate. Trebuie spus, domnule profesor, că sau să amintim telespectatorilor, celor care nu știu, să informăm, că tatăl dumneavoastră, membru de vază al PNTCD în perioada interbelică, a avut, după instalarea guvernului comunist, a avut de suferit și a fost condamnat la 25 de ani, din câte am înțeles, 25 de ani de închisoare, iar dumneavoastră în perioada aceea v-ați format probabil anumite convingeri, dacă este corect. Da, este foarte, tatăl meu a fost condamnat în două procese, unul în 49 și a ieșit în 54, celălalt din 58 și a ieșit când s-au deschis pușcăriile în 64 și a făcut în total 10 ani de pușcărie din cei 25 de ani la care a fost condamnat în două procese, unul primul poate puțin mai legat de o anumită realitate, pentru că tatăl meu împreună cu rectorul Academiei Comerciale au redactat un raport la cererea guvernului Rădescu din exil, în care făceau analiza situației sociopolitico-economice din țară. Era un raport fără niciun fel de tentă de spionaj, era o analiză a situației existente în România ocupată de tancurile sovietice. Desigur, critică, evident. Și acest raport a fost, de fapt, folosit de guvernul din exil, Nicolae Rădescu, în diferite ocazii, deci la sfârșitul anilor 40. S-au descoperit, numai într-un detalii, securitatea a acționat foarte bine și a reușit să intercepteze corespondența cu Parisul și tatăl meu a fost arestat, au fost un proces care s-a desfășurat în două grupe, unul la București și unul la Brașov, tatăl meu fiind în cel de la Brașov șef de lot cu Victor Jinga, și a făcut 5 ani de pușcărie în Brașov la securitate și la canal în celebrul lagăr de la Valea Neagră. A fost torturat cumplit și a reușit să iese din pușcărie, a lucrat un an cioplitor de piatră și pe urmă a fost angajat și a organizat, tatăl meu, care era titular Catedrei de Drept Civil de la Academia Comercială, era unul din specialiștii, dacă nu poate cel mai cunoscut specialist în publicitate imobiliară reală. Și în sensul ăsta a organizat, a fost șeful serviciului juridic al Gostatului din regiunea Brașov și a angajat în diferitele comisii, probabil, care gospodării de stat, avocați. Știu că a angajat 18 avocați, dintre care toți 18 au fost deținuți politici, fiindcă a înțeles să-i ajute ca să-și găsească o slujbă. Cum v-a fost dumneavoastră în perioada copilăriei, dat fiind asta mă duce la a doua arestare, care n-a mai avut nicio legătură cu realitatea. A fost o chestie înscenată de la A la Z, în care tatăl meu a fost trimis în primul proces sub amenințarea pedepsei capitale și a reușit să scape de aceasta primind 20 de ani de muncă sindică, numai în urma
argumentului adus la proces, nu în timpul anchetei, fiindcă ancheta putea să schimbe oricând această dată, spunând, domnule, verificați în momentul cu dumneavoastră mă acuzați că eu am organizat o lovitură de stat, eu eram încă închis la canal. Și atunci l-au bătut cumplit. Generalii Alexandrescu și Urzică sunt cu pensii mari la Brașov. Trăiesc și astăzi, da, și nu-i deranjează nimeni. Nu, încă sunt cu pensii remarcabile. Revenim, și da, vă rog. În felul acesta a fost condamnat totuși la 20 de ani, fiindcă din pușcărie ar fi dat indicații. Da. Niște bazaconii. Și este un proces reprezentativ, așa cum a subliniat-o Virgilie Runca într-o emisiune de omagiere după moartea tatălui meu, transmisă la Europa Liberă în 81, în care sublinea acest caz, nu neapărat pentru toată lumea, dar ca un lucru exemplar în felul în care lucra justiția în România comunistă, această justiție care nu mai era legată la ochi, ci era sub control politic. Cum v-ați format dumneavoastră ca și copil, ca adolescent, ca tânăr, până la momentul, din câte am înțeles, în 72, când ați plecat din țară? Da. Cum ați reușit, aș spune, să supraviețuiți? Pentru că este cunoscut fiii sau fiicele de copii. Domnule, eu am făcut la Brașov școala în limba germană și în sensul ăsta am avut o ambianță foarte, cum să spun, care din punct de vedere sufletesc și afectiv era emoționantă, pentru că practic toți părinții colegilor mei sași erau trimiși prin Siberia și a fost între noi colegii de școală un fel de solidaritate foarte frumoasă. Vă amintesc și acum, cu bucurie. Da, mă aduc aminte cu una din învățătoarele mele, doamna Reisenberger, din Brașov, ne ducea o dată pe zi să facem lecțiile în Poiana Brașov și fiecare trebuia să vină cu un sandwich de acasă, dar nu-și mânca sandwich-ul, ci sandwich-urile se puneau în comun ca să nu existe diferențe de posibilități. Haideți să vă întreb și direct. Dumneavoastră ați simțit ceea ce înseamnă lipsuri materiale în acea perioadă? Da, evident. Pornind de la lucruri elementare, v-aș chiar și mama mea, care era profesoară, a fost dat afară, a trebuit să lucreze ca muncitor necalificat într-o uzină și am avut un frate cu 3 ani mai tânăr decât mine, care s-a îmbolnăvit și a murit la 11 ani. Și una din cauze a fost situația extrem de precară în care ne găsim. Eu, practic, la 10 ani, așa ca să exagerez poate puțin, muream de foame. Da, sunt deci, eu am simțit comunismul pe pielea mea și eu nu sunt om politic, cum ați subliniat. Eu m-am angajat din acest sentiment de obligație morală, pe care am făcut-o însă cu tot entuziasmul și nu ca obligație, ci ca un lucru în care mă simțeam într-un fel acasă, fiindcă era acest serviciu adus poporului român, a fost o atitudine pe care am subt-o cu laptele mamei și fiindcă se găsea pe linia în care au acționat în același fel strămoșii mei. Să amintesc că 5 din strămoși au fost membri fondatori ai Partidului Național din Ardeal. Există și o ascendență, am înțeles, pe o ramură a familiei dumneavoastră cu celebru Ion Rațiu. Da, alții... bunica mea era născută Rațiu, bunicul meu, care a fost vreo 30 de ani primar Orăștie, era văr primar cu Lucian Blaga, fratele bunicii mele pe linia mamei era profesorul Ion Lupaș, fostul ministru, și așa mai departe. Adică eu am avut dintr-o familie care a avut un angajament românesc. Bunicul meu a fost la Alba Iulia, la Unirea, la România Mare și așa mai departe. Aveți într-adevăr o obligație și o responsabilitate. Da. Informații foarte interesante, zic eu. Să vă amintesc de unul. Vă rog. Bunicul meu, Ion Balaș din Hațec, tatălui și cu fratele tatălui lui, înainte, pe la 1840, au fost cei care, prin intervențiile lor la Viena, au determinat utilizarea limbii românești pentru prima dată într-o regiune din Ardeal, în țara Hațegului. Deci era un angajament românesc vechi. Domnule Bălan, într-adevăr,
proximitatea și prietenia de care, pe care o invoca domnul profesor vă obligă și poate și pe unii din membrii PNTCD care, aș întâlni să spun, de-a lungul timpului au fost mai mult oportuniști decât adevărați. Deși, repet, am analizat, chiar mă gândeam înainte de emisiune și ieri, zic, domnul profesor nu are ceva de politician. E puțin diferit, dar iată, dumneavoastră, în acest moment, PNTCD-ul e într-o permanentă schimbare. Acum auzim, da, că este condus de X, mâine putem auzi că e condus de Y. Aș vrea să știu, dat fiind că trecutul este impresionant, fără discuție, dar prezentul și viitorul, dintr-o anumită perspectivă, par incerte. V-aș ruga pe domnia voastră să precizați care este, fiind și vicepreședinte la nivel național, care este situația în PNCCD în momentul de față? Da, este greu să vorbești după Alexandru Herlea. Nu pot fi decât deosebit de onorat spune că sunt prietenul lui. Într-adevăr, avem o relație mai deosebită de câte ori vine în țară, pentru că familia o are în Franța. Alexandru Herlea poate fi exponentul a ceea ce înseamnă românii care au fost nevoiți să-și părăsească propria lor țară, adevărații români. Iar în țara noastră au venit alți români aclimatizați. Asta e situația, destinele istorice. Față de situația actuală din PNCCD, trebuie să remarcați că în data de 7 septembrie s-a judecat un proces pe rol la Tribunalul București. Pronunțarea s-a dat în data de 8. Trebuie să fie de acum și comunicată, nu mai sunt la curent. Dar soluția instanței a fost că congresul din 18 iunie, în care Victor Ciorbea a fost ales președintele PNCD, este recunoscut de instanță, respinge contestațiile formulate de Pavelescu, Moescu și alți pretendenți la paternitatea partidului și a dat drept de înregistrare a PNCD cu actuala conducere în registrul partidelor. Cu drept de apel, în 5 zile, au curs 2 luni. Da, deci deja e situația începe să se clarifice foarte bine. Din punctul meu de vedere, consider că suntem pe drumul unei normalități și sunt convins că PNCD va reveni sau va fi chiar mai mult decât a fost vreodată. Da, e frumos spus, așa de citire de la Petru Rareș. Da, aș preciza, pentru că România are teribilă nevoie astăzi de un partid care să fie un adevărat partid în serviciu național și în serviciu cetății. Pentru că, din nefericire, în ultimii 20 de ani, politica românească a fost la un nivel pe care refuz să-l califici, pe care, din nefericire, toată lumea îl cunoaște. Iar ce s-a întâmplat cu PNCCD-ul recent, în acești 2-3 ani în care a fost blocat de procese și de tot felul de manipulări, a fost încă o probă că, din nefericire, justiția nelegată la ochi din timpul comunismului a rămas cu un ochi tot așa nelegat și după 90. Și marea luptă, și cred că exemplul PNTC-ului este revelator, este tocmai această nevoie de a avea în România instituții care să funcționeze în mod corect și corespunzător, instituții printre care justiția este, va spune, instituția principală. Atâta timp cât în țară nu va exista o justiție legată la ochi și o justiție care să nu mai fie sub control politic, România nu va ajunge niciodată să intre în normalitate. Lipsa PNCD-ului din Parlament arată, fără tăgadă, lipsa de moralitate pe care o zilnic o vedem și o trăim și care afectează la rândul ei viața socială, economică a României. Deci este o mare pierdere pentru România, nu pentru noi ca PNCCD, pentru că orice partid se pune în slujba unei națiuni. Iar PNCCD este un partid autentic românesc,
la care românii ar trebui să înțeleagă, să pună umărul, să-l clădească, să vină alături de noi și să... Eu înțeleg așa, domnilor, faptul că până la urmă ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă cu PNCCD, o poziționare a lui, aceste permanente tergiversări, piedici, cum vreți să le numim, nu vorbim neapărat de o formațiune politică numită întâmplător PNCC. E vorba de un principiu, ca să înțeleg aici, pentru că ceea ce se întâmplă cu un partid care se proclamă și care, zicem noi, că a dovedit că este un partid cu o orientare foarte clară, ceea ce unele din partide, ca să ne numesc acum, cam oscilează, când ești de dreapta, când ești de stânga, nici nu mai știu, relativizare din aceasta nu întâmplătoare. Ei, noi vorbim aici de PNCCD ca un simbol în momentul de față, spuneți dumneavoastră, ca să înțeleg foarte clar. E mai mult de atât. PNCCD e o stare de spirit, autentic românească. Dar și eu am să fac o paralelă între PNCCD, destinul PNCCD-ului, așa cum dumneavoastră spune, dole, ce-i cu PNCCD-ul? Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce-i cu România? Bun, eu vă întreb la rândul meu. E strâns legat destinul PNCCD-ului de destinul României și uitați-vă că ambele sunt... Domnule Bălan, v-am spus, e frumos, e un simbol pe care îl respectăm și nu putem să nu respectăm prin persoana domnului profesor, prin memoria, pentru memoria unor înaintași celebri, de altfel am pomenit de Rațiu, pomenim de Coposu, pomenim de Mihalache, dacă doriți, de Maniu și așa mai departe, un martir și el, care se știe cum a sfârșit și unde a sfârșit în închisoare. Bun, dar în momentul de față, eu dacă mă uit pe sondaje, văd acolo că PNCCD este la 1%. Bine, de fapt ar trebui să mă întreb alături de telespectator dacă mai există PNCCD și poate fi interesant că mai există, chiar și cu 1%. Ăsta este calculul politic. Câte procente ai, cât costă un vot și așa mai departe. Pe lucruri pe care noi PNCCD-ul nu le-am pus niciodată, eu știu, să le luăm într-o importanță, pentru că avem o altă viziune de a face politică. Pe noi ne interesează să clădim. Nu vin oameni în PNCCD ca să facă carieră politică. În PNCCD vii să ajuți la o nouă construcție, care întâi începe cu un partid și apoi avem viziunea la nivel de ansamblu, la nivel de țară. Iar ceea ce s-ar numi cariera politică, ea poate să vină ca o răsplată pentru ceea ce ai adus tu ca și contribuție. Haideți să vă dați în voi să vă întreb ceva. Dumneavoastră s-a propus odată să plecați din PNCCD sau v-ați gândit să plecați? Pentru că e interesant, de când vă știu, de câțiva ani, ați rămas în același partid și nu am auzit să, nu știu ce să fi făcut. Vi s-a propus să plecați sau... Înainte de a intra în PNCCD, eu ca și simpatizant am fost scurtat și de PSD și chiar de liberali. Dar v-ați gândit să plecați în situația asta în care tot vedeți că eu voi rămâne în PNCCD întotdeauna sau numai dacă voi hotărâ să fac pas în afara politicii, ceva să mă poată determina, să zic, domnule, am închis un capitol din viața mea și îmi văd de treabă. Deci dumneavoastră sunteți un adept al ideii ca stare de spirit PNCCD, da? V-am spus că e mai mult decât un partid politic. E o stare de spirit. Aia ne-a legat inclusiv în prietenia și în amiciția noastră. Noi găsim foarte multe puncte comune, deși domnul Herlea s-a născut în Ardeal, iar eu în Moldova. Vedeți, sunt două provincii, dar aici putem găsi legătura aia românească, sâmburile alea de gena noastră, care ne-a făcut să o regăsim prin acest partid. Acest partid, v-am mai spus încă o dată, are aceeași soartă cu țara și mai mult de atât, inclusiv cu monarhia română. Toate cele trei instituții, să le spunem, sau PNCCD-ul ca partid, România ca națiune și monarhia ca instituție de conducere a statului român naturală și firească, au același destin. Toate sunt în afara jocului politic de astăzi. Adică în afara jocului politic... Ele transced cumva realitatea asta pragmatică. Am înțeles că e ca o substanță... E un paradox pe care îl trăim. E un paradox. Vă rog, domnule profesor. Da, subscriu la ce spune domnul Bălan, prietenul meu Bălan, dar aș dori să fac câteva precizări. Întâi, o mică mărturisire. L-ați întrebat dacă a fost solicitat. Vă povestesc. Eu am fost solicitat relativ recent, adică bine după 2000, dacă mă aduc bine, cred că era prin 2004, când
de la PD, fostul meu coleg de guvern, Frunză Verde, a venit să-mi spună: mai Alexandre, ce mai stai tu în partidul ăla, vai de capul lui? Îți propunem, vino la PD, devii vicepreședinte cu relații internaționale. Eu eram pe atunci în comitetul executiv, am fost două mandate vicepreședintele internaționale creștin-democrate, internaționale unde Partidul Popular European este membru, și pe urmă am fost timp de 10 ani responsabilul în comitetul executiv al internaționalei pentru Europa Centrală și de Est. Eu făceam de două ori pe an rapoartele despre evoluțiile. Și aveau nevoie de confirmarea unui pedigree. Și aveau nevoie, ei atunci încercau să plece din Internaționala Socialistă și să intre la PDD. Și i-am spus: măi, Sorine, mă bucur foarte mult că evoluați în sensul ăsta. Sunt foarte dornic să vă ajut. Păi zic, nu ne-a ajuns, vii la noi. Zic, nu, stai puțin, nu vin la voi. Eu vă dau o mână de ajutor pentru că consider că o astfel de evoluție este benefică țării. Dar nu-mi cere mie, credeam că mă cunoști mai bine, nu-mi cere mie să plec, nu voi pleca niciodată. După care discuțiile s-au terminat. Este foarte semnificativă. Exact, asta vreau să spun și eu. Deci, de pentru că nu pleci ca să te controlezi. Da. În afară, eu am rămas atașat de valori, unor valori, și ce spuneați, nu partidul important, domnule, până la urmă nu PNC-ul important. Este capacitatea unei instituții, rectea PNC-ului, de a servi țara. Interesul e un interes național, nu e un interes de partid. Partidul nu este decât o unealtă în slujba țării și în slujba interesului național. Cumva, până la urmă, Lucrețiu Pătrășcanu a plătit pentru Băcăuan, de altfel, la origine, ca și familie, a plătit pentru faptul că a spus la Cluj, nu? Dacă mi-amintesc bine, înainte de a fi comunist, sunt român. Era o problemă, da, de conștiință, da, pe care el a rostit-o, cu tot rolul lui pe care l-a avut, da, apropo de manipulare și ca instrument, ca semnat, da, pacea la Moscova, da, și mai departe, condițiile alea de armistice. Da, mă rog, el a avut așa o tresărire de onestitate. Dar iată, ne raportăm și în planul ăsta cumva, ca, spuneam, ca substanță doctrinară, dincolo de interesul partinic, dincolo de vă poziționați cumva. Eu aș încerca să înțeleagă și telespectatorii dacă acesta este un mod romantic, desuiet de a face politică, sau, din potrivă, este un mod care e mai pragmatic cumva, cu ghilimele de rigoare, decât calculul care, vorbeam de procente, da? 1 plus 1 egal 2, da? Eu aici aș mai preciza ceva în legătură cu ce spuneam înainte. Domnule, PNC-ul într-adevăr se găsește într-o situație din punct de vedere electoral. Există, sunt absolut convins, și Ion Bălan a precizat-o într-un fel înainte. PNC-ul are un electorat real mult mai mare. N-are nicio legătură cu procentajul. Există un electorat potențial care așteaptă însă ca PNC-ul să fie capabil să-l reprezinte, pentru că PNC-ul se găsește în situația actuală pentru că asta s-a urmărit și asta s-a vrut. Trebuie să se știe foarte clar că puterea în 90 a rămas în aceleași mâini. PNC-ul a fost un partid care a fost distrus, prins în menghine din exterior și infiltrat în interior în mod dramatic. Uitați-vă unde sunt cei care în anii 90 erau în fruntea PNC-ului. Au dispărut ca purtărnichile. Rare excepții au mai rămas. Iar în interiorul PNC-ului au dus o acțiune de distrugere absolut scandaloasă. Domnule, iau un exemplu pe care... Când ajunge un personaj ca Radu Vasile, secretar general al PNC-ului și pe urmă prim-ministru din partea PNC-ului, când știm cine este acest personaj, cred că comentariile devin aproape inutile. PNC-ul a fost distrus din interior, în primul rând, prin infiltrări, cum spunea Măgureanu: dumne, fiți liniștiți că am repartizat securiștii în mod uniform în toate partidele. Să nu se supere nimeni, da? Să nu se supere nimeni. Da, și ăsta este fenomenul. Iar nevoia de un partid, pe
PNS-ul nu este nici de dreapta, nici de stânga. PNS-ul este un partid în slujba țării. Nu uitați că între cele două războaie, PNS-ul a aparținut Internaționalei Vers, care era o internațională cu o tentă socialistă. Pentru că dimensiunea socială în PNS este o dimensiune extrem de importantă. Mihalache, Partidul Țărănesc, era un partid de stânga. Eu n-am fost niciodată și m-am opus întotdeauna în PNS să se spună PNS-ul e de dreapta. Nu e de dreapta, domnule. Suntem un partid care are o dimensiune socială importantă. O dimensiune nu de tip socialist, de tip creștin-democrat. Creștin-democrația se caracterizează tocmai prin această prezență a dimensiunii sociale ca o dimensiune importantă în acțiunea politică. V-ați întrebat vreodată de ce ținem foarte mult inclusiv la denumirea de PNCCD? Știți că au fost câteva încercări cu schimbare în PPCD, după care s-a revenit, cum era firesc și normal, pentru că noi românii suntem un popor de țărani. La 1940, să zicem, populația din mediul rural al României era peste 80%. Da. Pentru că populația orașelor din România era compusă din alte naționalități. Bacău avea foarte puțini români care stăteau în oraș. Restul erau alte naționalități, că erau turci, că erau greci, că erau evrei, că erau ruși sau eu știu ce ar mai fi fost ei, dar ponderea în oraș era ocupată. Negustori de ce în ce mai puțin, până la sfârșitul anilor 40, așa este. Mihalache a fost un vizionar, pentru că el ce-a urmărit când spunea de țărănism? Există și o doctrină, nu? O doctrină țărănismul, pe care foarte puțin români o cunosc, care nu urmărește de nimic altceva decât emanciparea populației rurale. Un stat se ridică când toată națiunea se ridică. Nu poți să ai două Românii, așa cum spunea Anastasie, una a șmecherilor și una a proștilor. Și avem, noi așa trăim. Cam așa avem, da. În România de astăzi, atâta timp cât, eu știu, inclusiv fondurile europene se risipesc aiurea, cât primarii, veșnicii primari, care au fost președinți de CAP, primari, iar președinți de CAP, iar primari, s-au rotit și se rotesc încă, așa și conduc satele românești, satul românesc nu izvorăște, nu-și dă drumul. Vedem, așa e. Satul românesc de astăzi seamănă, a ceva pustiu, deși sunt populate. N-au viață, n-au suflă, n-au nimic. Cu toate că acești orășeni, dintre care mă număr și eu, adoptați, deci și eu sunt născut la țară și m-a aclimatizat orașului. Toți au rădăcini la țară. La două, iar la când merg la casa părintească, acolo simt că energiile curg pe unde trebuie. Am zis viziunea asta rurală, văzută sănătos, la modul de așezare, poate, a societății. Vreau să vă întreb acum, într-un pragmatism din acesta foarte, până la urmă trebuie să punem și punctul pe ei. Cum vedeți dumneavoastră PNTCD-ul la examenul 2012? E un scop, v-ați defini cumva la nivel național și județean, desigur, o anumită politică, un anumit obiectiv referitor la alegerile care, o să discutăm noi și despre comasare, desigur, care vor avea loc în vară sau în sigur, iarnă. Orice partid are menirea să facă tot posibilul să câștige procente, să acceadă în Parlament, să ajungă la guvernare, să, eu știu, să-și expună ideologia sau teoriile politice, inclusiv prin implementarea în economicul de la nivel de comunitate până la nivel național și așa mai departe. Dar suntem la fel de conștienți și foarte răbdători, poate vi se pare paradoxal, știind situația în care ne-am aflat, suntem foarte realiști și putem considera că e posibil să ratăm și alegerile de la anul. Și avem răbdare și pentru 2016 și chiar 2020, pentru că, v-am spus, interesul meu nu este să ajung consilier sau primar sau deputat sau mai știu eu ce, sau ministru sau... Contează mai mult asanarea, însănătoșirea a ceea ce... Bun, 5%. Eu v-am zis, dacă susțin până la 5%, după aia devenim nou dușmani. Hai, că e mult spus. Dar am obligația asta morală ca ziarist, ca om al urbe, cum vreți dumneavoastră, ca, mă rog, ca om care simpatizează ceea ce a însemnat și ceea ce înseamnă prin domnul Hela și alte personalități pe NSCD-ul. Bun, până la aveți 5%, da? Iată, facem acum, aveți să vă audă Dumnezeu
Și românii să înțeleagă că trebuie să dea un 5% BNSCD-ului. Haideți să vedem ce ar face domnul Herea, fost ministru al integrării, un om în pixul căruia, să spun așa, deși nu neapărat în pix, a stat politica României din 98, da? 96. Decembrie 96. Decembrie 96, mă iertați. Iată, poate și acum avem mai puțin cunoscut acest fapt, ce-i drept, pentru că au venit mulți și sunt atâția care au spus, domne, de la noi a început integrarea, noi suntem pioneri, noi suntem... Iată, poate că aveți și noastră acolo un merit alături de alte personalități. Ei, ce ați face dumneavoastră? Aveți 5%, spuneam, da? Facem așa și noi un joc în această seară. Aveți 5%. Ce ați face dumneavoastră pentru Băcăuani? Pentru români, în general, în condițiile în care aveți din nou acces la cadrul legislativ, cel puțin. Întrebarea e pentru mine sau? Da. Pentru, mă rog, începeți dumneavoastră, vă rog. Domnule, am plecat de la realitățile pe care le trăim zilnic. Realități care fac să trăim paradoxul. Deși trăim în democrație, nu avem democrație. Deși avem pluripartitism, așa, PNSCD-ul ca și partid autentic românesc, sunt oameni care au grijă sau, eu știu, anumite structuri care au grijă și au teamă ca PNSCD-ul să fie, se reprezinte ceva pentru România, păi, în adevărat. Teamă de cine? De dumneavoastră? De domnul Herla? Noi suntem așezați aici, din punct de vedere de geografic, într-o poziție care stârnesc foarte multe, eu știu, și controverse, și invidie, și națiunea română, poate vi se pare că are, nu-i înconjurată doar de prieteni. Nici noi n-am știut întotdeauna să facem o politică externă de bună vecinătate, mai puțin în perioada lui Marea Neagră. Știți cu Marea Neagră, cel mai bun vecin al nostru e Marea Neagră, nici măcar Serbia, Iugoslavia. Să nu uităm niciodată că Rusia, mai târziu Uniunea Sovietică, a fost o putere foarte mare care au avut o influență. Și aici o să las ca și specialist, că e pe domeniu care... Haideți să răspundem mai precis întrebării puse de dumneavoastră și care într-un fel explică și de ce opoziția la revenirea PNTS-ului este atât de puternică. Eu cred că de ceea ce este nevoie și în sensul ăsta încerc să influențez poziția PNTS-ului este de a face totul ca instituțiile democratice ale statului să funcționeze. Și repet, încă o dată, în primul rând, să funcționeze justiția și să se ia măsurile necesare pentru reducerea corupției, că nu o să poată fi eradicată niciodată. Ea există în toată societatea capitalistă. Dar a pune instituțiile pe roate, pentru că este, încă o dată, am mai spus-o, exemplu cel mai clar este felul în care a fost blocat PNTS-ul tot de justiție, fiindcă nu și-a făcut treaba cum... Aș putea și eu să răspund. Eu m-aș referi la ordine. Cam același lucru ce spune domnul Herlea. Deci în țara asta trebuie făcută ordine. Într-adevăr, instituțiile statului nu funcționează. Trăim și aici un paradox. Un stat plin de funcționari, foarte multă funcționărime, care, din păcate, o să spun datele statistice aici, devorează aproape tot bugetul țării. Indiferent, nu neapărat ca salarii, poți lucra ca și bugetar și prin diverse pârghii să-ți completezi veniturile prin fel de fel de surse. Dar știți ce interesant cum ați început dumneavoastră? Nu am auzit, domnule, aș da 25.000 de euro, aș da o găină, aș mări, aș face... Ați pornit de la niște principii. Asta mă pune pe gânduri, la modul serios, în sensul că ori vă permiteți să afirmați chestii interesante, dar abstracte, pentru că nu sunteți în proximitatea puterii, ori într-adevăr asta e viziunea dumneavoastră indiferent de situație. Eu nu sfătuiesc românii să meargă după promisiuni că o să-mi dăm 10.000 de euro.
25.000 de euro la fiecare român care vine în România, că o să dăm luna după cer, că o să dăm 50% la învățători, la profesori, că o să dăm la medici, nu știu. Cine promite așa, ăla nu-i prost, ăla urmărește un scop al lui. Prost e ăla care îl crede. Și nu vreau să jignesc cu oamenii, eu înțeleg și treaba asta. Să știți că chiar mă pun în situația unui om foarte sărman, da, la care s-a dus un politician și a întins o plasă și lui poate e foame în ziua aia. Eu înțeleg lucrul ăsta. Dar noi trebuie să ieșim din starea asta. Da, știți ce n-aș înțelege eu, domnilor? Faptul că acel om sărman poate să ia plasa respectivă, dar să voteze cum îi dictează conștiința. Ori, cel puțin în urma experienței care a fost cu testul la Colegiul 6 Neamț și în Maramureș a fost Colegiul 2. Nu are importanță, în fine, au rămas două posturi vacante, domnule profesor, și s-au organizat alegeri văzute printr-o perspectivă foarte interesantă, pentru că era ca o mică repetiție, s-a considerat, deși proporțiile sunt total diferite în două colegii. Au fost foarte multe metode de fraudă. Voiam să ajung la cazul Neamț. Pe principiul lui domnul Ștefan, te fac eu pe tine, da? Da. Ei, principiul lui penalti, al treilea al termodinamicii, probabil. Ei, acolo erau președintele PSD Neamț, într-o emisiune, dezvăluie următoarea chestiune. M-am dus la bătrâna sărmană și ea, cu lacrimi în ochi, când spune, scăpați-ne de ăștia. De ce? De la conducere, evident, care îi țin puterea, pârghile putere. Dar în același timp, eu o vedeam, așa cum a spus, lua plasta. Dom'le, dar n-am ce să... Adică, cumva se simțea obligată să voteze cu cei care i-au dăruit. Diotomia asta mă îngrijorează profund, domnule profesor. Da, eu aș face o considerație mai mult teoretică, așa de cadru. Și pe urmă, pe problema punctuală legată de situația locală, sigur amicul Ion Bălan e mult mai calificat să răspundă. Eu cred că ce se întâmplă, se întâmplă în legătură cu profesionalismul real și cu performanța de care cei care au realitatea puterii în mână dau dovadă. Pentru că comuniștii au învățat ceva, să manipuleze opinia publică și o manipulează cu un profesionalism de excepție. Și reacția bătrânei de care vorbeați este rezultatul acestui profesionalism a celor care își bat joc de poporul român și îl manipulează numai în interesul lor propriu. Pentru că asta s-a întâmplat. Dacă sub umbrela tancurilor sovietice au ieșit cu pistolul după război spunând davai bunurile voastre, numele poporului, da, le-au utilizat, da, palton, cum spunea Tănase, nu? Da, le-au utilizat timp de 40-50 de ani ei, casta lor de privilegiați, după schimbările din 89, la ce am asistat? La o legiferare a furturilor făcute cu pistolul. Că asta este privatizarea la care asistăm și la trecerea spre zone. Un constat foarte trist, dar încă o dată vorbesc, e capacitatea de manipulare. PNC-ul are un handicap real, mare, pentru că nu are profesionaliști în profesiuni și manipulări, nu? Da. Ia să vă luați vă câțiva, domnule Bălan, câțiva profesiuni. Mai sunt, poate sunt de... Nu, ar fi o soluție, sigur, nu de manipulare, dar să avem profesioniști apărare, care să ne ajute într-adevăr să comunicăm. Un fel de contrainformații, da? Să comunicăm eficient. Asta, eu asta mă așteptam ca ajutor din partea Uniunii Europene și din partea Bruxelles-ului, să ajute într-adevăr un partid care să poată acționa în felul acesta. Din nefericire, ajutorul Bruxelles-ului a fost foarte limitat și au acționat într-un sens care n-a privilegiat decât comoditatea Occidentului și interesele pe care deși ele aveau. De aceea, încă o dată, insist, dacă este de făcut ceva, nu se poate face decât prin noi, fără să așteptăm nimic
din altă parte. Ieșine, da? Și respectul pe care el ni-l dau, nu ni-l dau decât dacă noi suntem capabili să facem așa ceva. Fără discuții. Și aici revin și cu asta aș încheia. Eu sunt un european convins, rămân convins că a fost o acțiune foarte pozitivă intrarea României în Uniunea Europeană, cu toate dificultățile care există. Pentru că există și aspecte care nu funcționează și eu am fost destul de optimist, mult prea optimist, crezând că odată în Uniunea Europeană Bruxelles va fi mai eficient în aducerea instituțiilor românești la normalitate. Ori Bruxelles nu a făcut nimic, s-a acomodat din potrivă, considerând ca parteneri de discuție perfecți cei care aveau realitatea puterii. Domnule Bolan, o anumită experiență, o să trăim o anumită experiență prin deja ceea ce devine aproape stabilit, comasarea alegerilor locale cu cele generale, cu cele parlamentare. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce reprezintă? E o soluție pe care ați îmbrățișat-o? Aici mai trebuie analizată treaba. Oricum, defalcarea alegerilor, cel puțin mutarea celor locale către cele parlamentare, ar părea că nici din punct de vedere constituțional nu sunt normale. Iar restul cred că e o păcăleală, e o amăgeală când spui că se diminuează costurile. S-ar putea să nu fie așa, s-ar putea să fie doar un simplu calcul politic. În 98, iertați-mă, din 2008 până acum, Curtea de Conturi ne informează că s-au cheltuit zeci de miliarde ilegal. Da? Prin anumite chestiuni ale instituțiilor care și-au făcut... Eu am să am pardon. Atunci acele 30 de milioane chiar e nimic. Dacă sunt ca și economisire. Ați făcut o remarcă la Curtea de Conturi și alte instituții ale statului cu rol de control. Da. Eu cred că sunt doar niște mașini de spălat ale șmecherilor. Instituțiile astea nu folosesc României, nu folosesc statului român, ci folosesc unora. Din punctul meu de vedere, atunci când spune că, domnule, m-am descărcat de gestiune, era odată o replică aici la Bacău. A fost Curtea de Conturi, mi-a făcut proces verbal și eu... Dar eu pun întrebarea. Dar pe Curtea de Conturi cine o controlează, domnule? Lipsa responsabilității față de modul cum se cheltuiește banul public este o mare problemă în România. Bun, dacă să revenim la întrebarea pe care o aveam cu economisirea, motiv puierii, spuneți dumneavoastră, invocat în argumentul comasării alegerilor. Da, este eu cred că este o păcăleală. Aici trebuie, eu din punctul meu de vedere, cred că regulile jocului e incorrect să le schimb din mers. Adică noi aveam niște perioade, putem fixa acum, dar pentru un alt mandat, pentru un alt ciclu electoral. Ăsta ar trebui să-și desfășoare activitatea așa cum ar fi firesc, adică alegerile locale, care de regulă sunt un barometru pentru orice partid, știind cum să-și facă calculele și strategiile pentru cele parlamentare, nu cred că e firesc ca ele să fie comasate, pentru că mai intervine încă un aspect. Noi știm foarte bine că pomeneam mai înainte de veșnicii primari care emigrează de la un partid la altul, dar sunt veșnici primari de 20, 25, unii chiar de 30 de ani, sunt ca și născuți, parcă ar fi regi. Ei fac regula jocului în comunitate. Eu, dacă aș fi la Curtea de Conturi, eu m-aș duce și aș strânge pe ăștia de punctele sensibile să vedem de unde au ăștia bani să dea sacoșe. Pentru că din salariul unui primar de 10, de 20 ceva de milioane, eu știu cât avea, nu mai știu cât are un primar la ora actuală, eu nu cred că îți poți permite. Și atunci banii vin pe canale necurate. Cei banii pentru sacoșe, eu vă spun, sunt sursa corupției din România. Plasele astea. Sunt undeva, da. Ei vin de undeva, din... Și e previzibil. Vă așteptați ca să existe o astfel de mare, să spun așa, a plaselor, a sticlor cu ulei, a pachetelor, în fine. Sunt 100% convins că
alegerile mai de amintiri anul, decât în perioada precedentă. E posibil, sunt da, calcule da, care pentru că aici sume deja colosale. Adică noi vorbim de economie neagră, vorbim de economisiri, dar ceea ce se cheltuie în perioada asta și de unde apar banii, cum bine a spus dumneavoastră, rămâi stupefiat cu banii, s-ar plăti asigurările, s-ar plăti bugetul. Da, vreau să rețineți un consolida un buget. O să vedeți că abat un pic de la subiect, dar eu închid paranteza repede. Vă rog. Generația asta de tineri născută sau care au ajuns la maturitate de acum 10 ani în urmă, paradoxal, iarăși, odată cu ieșirea PNS-ului de la guvernare, aproximativ ca termen, nu-și găsesc un loc pe piața muncii în România, decât doar la stat, la instituțiile statului, deci încarcă o schemă de funcționare a statului, așa? Și asta doar cei care sunt aleși sau au anumite pârghii ca să poată să ajungă acolo. Pentru că nici concursurile pentru funcționari publici nu au fost niciodată foarte transparente. Întotdeauna au fost pe aranjamente. Toate lucrurile astea, am primit un post la stat, am o obligație față de partidul care a fost... Sunt patron în privat și fac afaceri cu statul. Asta e iarăși un alt paradox. O să vedeți că marea majoritate a patronilor le merg bine doar acelor firme care au contracte cu statul. Într-o țară care spune că e țară capitalistă, afacerile trebuie să facă privat, privat, nu privat stat. Alea trebuie să fie excepții. La noi a devenit o regulă și înflorești foarte bine. Suntem în țara regilor asfaltului, fără drumuri. Și da, multe... iertat, dar e o remarcă. Deci sunt lucruri, lucruri pe care... Ei, dacă PNSCD-ul ajunge la așa ceva... A, eu vă spun... În țara, grânar fără pâine, na? Domnule, eu pun degetul pe rană. Da. Eu vă spun, nu poți să fii funcționar public sau să fii politician ani la rândul, nu o să dau nume ca să nu fiu incorrect, și să ai o avere impresionantă doar tu fiind doar politician. În politică trebuie să intri, să ai bani, pui din aportul tău. Eu de 8 ani de când am intrat ca și membru la PNSCD, eu n-am pus niciodată condiția, domnule, pun 2 milioane sau plătesc 5 milioane la partid, că eu trebuie să-mi dai ceva înapoi. Eu nici funcții n-am cerut de la partid, întotdeauna pentru orice funcție care am ocupat-o, ceilalți vii lângă noi. Și am zis, domnule, poate sunt eu prea mic, poate funcția asta e prea mare, pălăria asta. Dacă nu o să mă pot achita, o să mă dau înapoi. Adică, cum să zic? Cu masarea în concluzie. De aici apare carierismul. Da. Vreau să înțelegeți că tinerii doresc să intre în partide. Noi tot ne punem speranță în tineri. Eu am și eu speranță în tineri. Dar tinerii ăștia, văzând cât s-a alterat viața, ei consideră că e o undă de normalitate. De fapt, nu-i normalitate. El intră într-un partid să facă carieră. El zice, domnule, asta e scara pe care trebuie să urc. Da. Omul care intră să facă politică din gândul să ajungă carieristul, n-are scrupule. Scopul lui este să ajungă cât mai sus. Și atunci calcă pe capetele celorlalți. Domnule profesor. Da, aș face o precizare în legătură cu comasarea, că asta era întrebarea dumneavoastră. Domnule, cred că cei care au posibilitatea să schimbe aceste termene electorale știu foarte bine ce fac, fiindcă o fac în interesul lor. Comasarea alegerilor locale cu alegerile parlamentare sau cu alte alegeri se justifică prin faptul că cel care are un impact important asupra electoratului este omul cel mai apropiat. E primarul, e primarul ăsta și așa mai departe. Și dacă comasezi alegerile locale cu cele parlamentare, implicit alegerile parlamentare profită de acest control pe care cei dar e un calcul din local, politic aici, e un calcul, politic. Numărul deci, de primari condiționează deci, poveștile cu economiile făcute, nu știu, asta ce spunea domnul Ede de apă de ploaie. Realitatea acestor schimbări nu rezidă decât din dorința de a găsi modalitatea de a fi într-o poziție cât mai bună în cazul alegerilor parlamentare, pentru că astea sunt cele foarte importante. Și cele locale îi ajută. Domnule profesor, domnule vicepreședinte, știți, trăiesc, cred că, și toți românii, cei care nu sunt implicați acum la nu știu ce nivel în politică, sau oamenii simpli, ca mine, ca dumneavoastră,
trăiesc o realitate halucinantă. Lumea își caută o identitate. Lumea se prăbușește, caută să renască. Mă rog, noi petrecem cu albă ca zăpada, ca să zic așa, cu șopârlica, cu tot felul de chestiuni din acestea care efectiv te duc într-un derizoriu, deschizi televizorul și, nu știu, asistăm la dispute fără substanță. Prefer o dispută între doi lideri, între Traian Băsescu, Crin Antonescu, Ponta, așa, oricine vreți dumneavoastră, între Miluț, fostul președinte, între Radu Sârbu și, nu știu, luăm și pe NCCD-ul, luăm pe toți. Dar o ceva din care se ies lămuri, zic, da, domnule, iată, confruntarea asta de idei m-a poziționat pe mine într-un fel. Pentru că eu, ca și telespectatori, ne-am săturat de, spun, de albă ca zăpadă, ne-am săturat de pitici, ne-am săturat de, avem și ai noștri pe creier suficienți, nu? Totul este în derizoriu, totul este relativ. Avem senzația asta de aglutinare și nu cred că e o senzație, nu întâmplătoare această de îngrigolată a instituțiilor. Lipsa, vorbeam cu cineva din poliție. Bă, nici poliția, infractor râde nas la polițist. Pe de altă parte, sistemul acesta în care Beiza Deaua, o modă perpetuă, mă refer la Elena Băsescu, ați văzut, iar a declarat după scandalul cu stadionul, iar vreau să întreb, cum oferim noi model de reformă a bunului simț în momentul în care o dras la unui șef de stat este cocoțat acolo în vârful șurii? Și de acolo mai dă și lecții eventual. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Din afară, Băsescu a dat deja răspuns în campania electorală, când a fost ales și a spus lună Stase, ce blestem pe țara asta care n-are de ales decât între doi foști comuniști. Eu am fost ce a fost, toată lumea știe, și de Năstase îi spunea să nu mai vorbim de tine. Asta e drama. Drama României de astăzi este că felul în care puterea a rămas în anumite mâini face ca electoratul român să nu aibă alternativa. Asta este astăzi. Pentru cine să votezi? Pentru PSD, evident că nu. Liberalii s-au aliat cu ei. O dramă. De fapt, dramă într-un anumit sens, pentru că nu o să-mi spuneți că Valerica Stoica sau Stolojan sunt liberali. Liberalii adevărați s-ar întoarce în mormânt. Pe partea cealaltă, lucrurile nu sunt mult mai roze. Și de aceea este nevoie de un partid care să fie cu totul altceva decât partidele existente. Să fie măcar un exemplu de ce poate să însemne o viață politică corectă și civilizată într-o țară europeană. De aceea este nevoie ca un partid, ca PNţ-ul să renască. El are avantajul de a avea un trecut, numele lui, pentru că persoanele sunt altele. Dar numele lui este un apel la angajamentul în serviciu țării a unei formații politice. Și țara, ca să iese din impas, ca instituțiile statului să poată în sfârșit funcționa, pentru că ele nu funcționează corect astăzi, are nevoie de o forță politică care să o poată să o facă. Ori, deocamdată, această forță politică este în starea în care... Este undeva între două... Da. Este un mic progres și informația pe care amicul Bălan a dat-o în legătură cu procesele de... Cu justiția aia care are un ochi, dacă nu ambii clar, nu, larg deschiși. A spus că recent, acum 2-3 zile, a fost în prima instanță confirmată ca singura formație penețistă acceptabilă, cea condusă de Victor Ciorbea. Este un pas înainte, fiindcă asta e realitatea. Formațiile de tip Miluț, Pavelescu, Moiescu, sunt niște făcături securiste ca să blocheze PNCC-ul. Cred că România are nevoie de PNCCD, PNCCD are nevoie de români și românii au nevoie și de România și de PNCCD. E o interdependență aici. Eu, din punctul meu de vedere, cred că 8 ani de guvernare țărăniță ar putea pune România pe drumul normalității, iremediabil, drumul firesc. Bun, vin eu neapărat critic și spun.
Ați fost la guvernare 4 ani. Nu dezgrupăm acum toți morții în ghilimele, pentru că nu, s-a discutat, răs analizat. De ce aș veni eu și aș vota PNCC? De ce aș mai acorda? Deși sigur, nu, e același PNCC, am discutat că el a fost și el distrus din interior, a fost infiltrat. De ce aș acorda eu acum votul? Uite, aveți mâine votul meu. De ce l-aș acorda eu? Pentru că eu vă spun că noi PNCC-ul vrem să facem ordine. Da. Eu aș răspunde mai... Domnule, Emil Constantine, președintele Constantinescu, a avut o inițiativă în toamna trecută, în noiembrie, când a convocat la Parlament o reuniune a foștilor miniștri, prim-ministri din perioada guvernării 96-2000, ca să facă o analiză a ceea ce s-a făcut în această perioadă. Am publicat și un text care s-a și publicat, partea mea, probabil că președintele Constantinescu, Fundația pentru Democrație, o să scoată un volum. Dar, mă rog, textul se găsește și pe blogul meu și în Jurnalul Literar, care a fost publicat, Jurnalul Literar din București, în 2 numere. Și fac precizarea pe care am făcut-o și acolo. Maniera în care opinia publică a fost dezinformată în legătură cu realizările guvernării din 96-2000 este foarte profesionist făcută de cei care aveau tot interesul să o facă. Și s-a reușit. Este, desigur, mult adevăr în faptul că obiectivele efectiv realizate se găsesc foarte departe de cele care ar fi trebuit să le realizăm și pe care nu le-am realizat. Dar noi am angajat o acțiune care a mers în toate domeniile, nu numai pe plan extern. Și le-a fost greu după aia celor care au urmat să mai dea în acum, să mai schimbe. Integrarea europeană, am deschis drumul spre NATO și așa. Am întors România spre vest. Domnule, România era amenințată teribil de a rămâne în zona Moscovei. Asta este, după părerea mea, o realizare absolut esențială. Noi nu am rămas sub, uitați-vă la cealaltă Românie, la Moldova, rămasă dincolo. Dumneavoastră vă încăpiți ce ar fi însemnat dacă noi rămâneam în felul ăsta sub... N-aș prefera să nu... Păi vreau asta, deci, asta e guvernarea 96-2000. Uitați-vă, președintele Constantinescu a făcut puțin, dar a început o urmărire a... Uitați-vă câte procese au făcut. Este o carte pe care a publicat-o și care și eu am fost surprins, am luat cunoștință de ea numai în noiembrie anul trecut. Și a apărut în 2004. Cele 7 adevăruri despre România. Această carte ar trebui să fie citită de toți cei care doresc o informație corectă. Luați-o cu documente, fără niciun fel de accelerare, o prezentare corectă a realizării guvernării pe marele teme. Lupta împotriva corupției, încercarea de funcționare a statului. Sigur că Emil Constantinescu a fost într-o situație dificilă. Emil Constantinescu a avut o atitudine de președinte care s-a comportat ca un președinte, da? Nu, ca un președinte care s-a aflat într-o țară democratică de 2 secole. Aici a fost greșeala lui? Situația... Asta a fost, se comportă așa? Probabil că nu a fost, în orice caz, a fost total inadaptată realității. Însă, în același timp, a adus și un plus. Pentru că e nevoie de un exemplu. Istoria e făcută și din aceste simboluri. Un moment în care, în sfârșit, un președinte se comportă ca un adevărat președinte democrat, ca un arbitru, da, domnule, care profesor, nu intervine. Dar iată, acum suntem în fața unei conduceri care, nu o spun eu, o spun oameni bine poziționați în viața socială, cu experiență, ca dumneavoastră. Iată ce folos, pentru că am ajuns, spuneam, la o situație în care președintele nu își depășește sau e la limita prerogativelor, ca să fiu totuși rezervat, da, în exprimare. Domnule, și aici eu aș face următorul considerent. Făceați aprecierea că probabil președintele Constantinescu nu a avut o atitudine adecvată momentului istoric. A fost prea arbitru, prea deasupra, prea respectos față de litera Constituției.
actualul președinte e jucător, se amestecă și așa mai departe. Pe cum e mai departe? Uneori istoria poate proclamă o anumită intervenție. Eu aici nu vreau să mă pronunț din punct de vedere teoretic. Una este, intervenția prezidențială poate să fie utilă. Numai ea să fie utilă dacă este dusă în interesul țării, să nu se alunece spre forme de control centralizat, ca să nu spun de dictatură, care e foarte periculoasă când astfel de atitudini sunt luate. Nu mai avem timp, din păcate, foarte mult. Aș vrea să vă întreb pe final și apoi o să-i adresez și domnului Bolan o întrebare. Cum se vede România din Paris, pentru că acolo locuiți dumneavoastră, dar fără cosmetizări, pentru că și noi mai citim un tabloid, mai aruncăm un ochi în stânga, mai sunt câteva ecori. În funcție de evenimente, francezii au o anumită problemă cu noi, din protejitorii pe care erau, sau idealul la care raportam într-un urmă cu 70 de ani se raporta România, au așa, au o problemă cu noi, ca să nu spun altfel. Domnule, n-au o problemă cu noi. Noi avem o problemă cu noi, nu? N-am avut, cam asta, n-am avut niciodată o atitudine să cosmetizez nimic. Am fost unul care am spus lucrurile foarte clar pe nume. România nu are o imagine bună. Nu are imagine, spun că are imagine care s-a degradat, pentru că felul în care lucrurile au evoluat în ultimul timp ridică foarte multe semne de întrebare. Să fac multe afirmații, președintele jucător se bate, se luptă așa mai departe, dar când te uiți la rezultatele efective ale lucrurilor, vezi că de fapt lucrurile n-au avansat și rămân și corupția și funcționarea instituțiilor și așa mai departe. Deci, BNCCD Redivivus, ca să parafrazez întâlnirea de la Universitatea Vasile Alexandrei cu Cutenie, 5.000 Redivivus, BNCCD Redivivus? Ar fi un mare beneficiu pentru cauza națională. Să ajute Dumnezeu ca lucrurile să evolueze. Eu sunt moderat optimist, chiar foarte moderat optimist. Dar, vă spun încă o dată, mă bucur foarte mult de acest prim pas în direcția bună prin decizia de justiție. Dar nu vreau să mă pronunț, pentru că PNC-ul care să poată fi într-adevăr benefic cauzei naționale, trebuie să-ți păstreze intactă identitatea și personalitatea, să nu intre în toate combinațiile și combinațiunile din politica existentă astăzi în România. România are nevoie de un alt tip de partid. Și capacitatea PNC-ului de a rămâne el însuși, asta pentru mine rămâne o chestiune deschisă. Domnule Bolan, pe finalul emisiunii, ce le-a spune dumneavoastră celor care mai văd în PNC-CD, din Bacău, desigur, din județ, care mai văd în PNC-CD o posibilă soluție? Câți ori fi, nu știu, dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Nu doar lor, eu adresez românilor, cetățenilor județului Bacău, orașului Bacău. Nu-mi prea place să spun așa băcăoanilor, că așa i s-a cam perimat așa dragostea asta față de băcăoani, iarăși un fals uneori. Să vină să ni se alăture și împreună, ascultând și de sfatul lor, urmărând și ideologia noastră, urmărând și interesul comunitar, județean și de țară, să încercăm să clădim și să lăsăm în spatele nostru pentru copiii noștri ceva de care să nu ne fie rușine. Pentru că aici, iar fac acea paranteză, v-ați pus vreodată întrebarea dacă aveți 20 de ani, ați terminat o școală, sau 22 sau 24, ați terminat o școală, inclusiv superioară, v-ați pus vreodată întrebarea că tinerii ăștia n-au unde să-și găsească viitorul în propria lor țară? Știți că mai bine de jumătate dintre cei cu pregătire superioară de la noi, după ce termină, merg barmani sau bărmănițe sau, eu știu, animatori, animatoare și diverse meserii, așa cam... Deci tinerii să aibă un viitor în țară. Merg în țările Uniunii Europene pentru acel câștig. Aici n-ai niciun viitor. Iar un alt aspect, tinerii nu se mai pot căsători. Asta e o mare problemă pentru noi. Da, ca națiune. Pentru că dacă el n-are casă, n-are posibilități de a-și edifica, nu-și poate face o familie. Tineri la 30 de ani stau cu mama și cu tata. Nu e normal.
Aș dori să mai adaug încă două lucruri. Un guvern în serviciu național ar trebui să fie capabil să determine priorități. Și tineretul este marea prioritate. Deci, eforturi făcute în această direcție. Și acum vin o foarte mult mică anecdotă. Eu când veneam foarte des în începutul anilor 90 în țară, veneam cu mașina. Mă aduc aminte că luam în autostop, veneam din Franța, pe drum. Și mă aduc aminte, am luat la intrarea României, cred că era spre între Deva și Arad, un cioban. Și l-am întrebat, ei, Bade, era în primăvara lui 91, deci bine după alegerile din mai, când ieșise Iliescu. Zice, ei, Bade, cum e? Zice, ai, domnule, e prost, e vai, șamar, lucrurile mele. Zice, dar cu cine ai votat? Zice, cu ce să votez? Cu Iliescu. Zice, domnule, și atunci? Păi, zice, domnule, ce vreți? Dumneavoastră știți cum am fost noi. M-a uimit această înțelepciune. Noi am fost ca turma aia de oi care a fost închisă într-un țarc acoperit și într-o zi senină cu un soare orbitor s-au deschis la porțile și am fost complet orbiți de lumină. O, domnule, dacă opinia publică românească a fost complet orbită de lumina libertății în 1990 l-a votat pe Iliescu și l-a mai fost și 92 și l-a votat pe el. Cum este posibil ca și după 20 de ani opinia publică să rămână tot așa de incapabilă să discearnă pentru cine trebuie să voteze? Dacă e ceva de făcut, eu mă adresez opiniei publice să deschidă ochii și să nu mai fie orbită, că nu mai poți fi orbit după 20 de ani. Și să aleagă în sfârșit un partid care măcar potențial să reprezinte o reală schimbare. Și astăzi, din afara PNCCD-ului, Ciorbea, pe că nu vorbesc de celelalte, nu văd o altă soluție. Eu vă mulțumesc, domnule Helea, vă aștept cu mare plăcere de fiecare dată când veți fi prezent în Bacău. Mulțumesc și domnului Ion Bălan. Doamnelor și domnilor, sper că a fost interesantă întâlnirea cu PNCCD-ul, cu domnul Herla venit din Paris. Îi așteptăm, cum am spus și altă dată, până atunci, toate cele bune.